Strada Gavril Bănulescu Bodoni comunică cu partea veche și nouă a orașului, intersectând Bulevardul Central și fiind una din principalele artere ale orașului. Construcția ei datează cu începutul secolului XIX, când a fost întocmit un nou proiect de construcție a orașului. Cine nu crede că istoria se repetă, greșește marele. Chiar cazul străzii Gavril Bănulescu Bodoni este un exemplu cert că istoria se repetă. Această stradă a apărut pe harta Chișinăului, fiind desenată de mâna lui Bănulescu Bodoni. La 1817, când Chișinăul fusese desemnat ca centru viitoarei guvernii al Basarabiei, fapt întâmplat tot cu contribuția lui Gavril Bănulescu Bodoni, care era metropolitul Basarabiei atunci, în 1817, el împreună cu inginerul hotarnic sau inginerul cadastral Mihail Ozmidov, au desenat cum trebuie să arăte partea centrală a orașului Chișinău. Și pe această hartă a apărut Catedrala Metropolitană, grădina catedralei, a apărut Metropolia, strada centrală, care era pe atunci Moscovskaya, și grădina publică, știi pe cel mare actuală grădina publică, tot poziționată de Gavril Bănulescu Bodoni. Pe o hartă din a doua jumătate a secolului XVIII observăm că partea de jos a orașului avea deja o organizare regulată. În cea de sus, casele erau împrăștiate, alternând cu locuri virane, iar drumurile erau neordonate. În noul proiect, cartierele au fost prevăzute să fie pătrate și de aceeași dimensiune. Excepție constituia cartierul Catedralei, mai încăpător, pentru a-i sublinia importanța. Conform proiectului, actuala stradă Bănulescu Bodoni se întindea din dealul Văii Morilor, numit și dealul Târgului, până la biserica Sfântul Ilie, care nu s-a mai păstrat și piața cu același nume. Strada numără 22 de obiective incluse în Registrul Monumentelor de Istorie și Cultură, 6 din ele sunt de însemnătate națională. 3 clădiri de valoare au fost demolate în diferite perioade. Prima denumire a străzii a fost cea a seminarului, după numele Seminarului Teologic, construit la inițiativa Mitropolitului Basarabiei Gavril Bănulescu Bodoni, o figură importantă în cultura noastră. S-a născut la Bistrița, Cluj și a trăit între anii 1746-1821. A făcut studiile la Academia Teologică din Kiev. A îndeplinit mai multe funcții ecleziastice, în 1812 fiind numit mitropolit al Basarabiei. Îi aparține meritul de a iniția construcția reședinției mitropoliei și a catedralei, deschiderea școlii duhovnicești și a tipografiei de carte religioasă. La 1813, Bănulescu Bodoni a creat un seminar teologic la Chișinău. Clădirea nu era și au început să fie construite aceste clădiri tot pe schema desenată de Bănulescu Bodoni. Seminarul se afla exact pe loc unde astăzi se află blocul politehnicii, blocul numărul 2, și este o clădire a Bibliotecii Naționale, clădirea vechi Bibliotecii Naționale, deci este un post seminar teologic. El ocupa tot spatele clădirii Metropoliei și aveau ieșiri toată pe strada seminarului, toată pe strada seminarului, adică toată pe strada actuală Bănulescu Bodoni. Deci strada a fost numită seminarului. Evident că această stradă era una din străzi centrale și prin faptul că aici se afla liceul numărul 1, ieșirea de pe strada, deci Kiev, a liceului era în strada Bănulescu Bodoni. Tot aici se afla liceul lui Mihail Karcevski, actuala școală sau actualul liceu Mircea Eliade. Tot aici se afla școala duhovnicească, mai ales clădirile în care locuia inspectorul școlii duhovnicești, deci directorul școlii duhovnicești, avea ieșire pe strada Bănulescu Bodoni. În capătul străzii, în partea stângă, era turnul de apă, care alimenta partea din orașului cu apă, și în partea dreaptă, în numărul 1, locuia familia generalului Alexandru Gheiching. Această familie a decis ca în 1902 să creeze o grădiniță de copii particulară și au construit o clădire pentru această grădiniță, pe strada Matievici. Mai târziu, ei au transformat această clădire în școală primară, din școala primară transformată în liceu, și până în anii 30, aici s-a aflat liceul Iulia Gheiching. A fost o contribuție foarte mult. Tot aici era o grădină zoologică, în strada, deci, Bănulescu Bodoni numărul 1, pentru că generalul era mare amator de păsări exotice. Mai în josul străzii, când mergem la vale, găsim actuala Curte Supremă de Justiție, care pe timpuri era clădirea unei bănci.
și a fost refăcută după război, fiindcă a fost aruncată în aer. Clădirea de la colț cu bulevardul Ștefan cel Mare inițial era constituită din două case cu câte două etaje, amplasate alături. În anii 60 ele au fost unificate în una pentru a găzdui seminarul teologic, căruia nu-i ajungeau spații în incinta de bază, situată doar un cartier mai sus. În 1874 a fost încheiat un contract de arendă cu un cetățean elvețian care l-a reconstruit pentru hotelul Suiz. În anii celui de-al doilea război mondial, clădirea a fost deteriorată, ca mai apoi să fie reconstruită după proiectul arhitectului Spirer, care a fost consultat de academicianul Ciusef. Astfel, clădirii s-a mai adăugat etajul atic. Clădirea are planul în formă de careu, cu fațadele simetrice, suprapuse pe porticuri cu câte patru coloane care susțin fontoanele triunghiulare. Astăzi aici se află Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD, iar la etaje sunt apartamente. Mai la vale, în aceeași clădire s-a aflat o casă particulară a familiei Surceanu. Familia Surceanu, care era o familie bogată, a cumpărat această casă și în această clădire Ioan Surceanu, arheologul, a creat un muzeu. Muzeul Pontului Scitic. Un muzeu foarte bogat, pentru că el vara mergea la săpături în sudul Basarabiei, locul unde erau coloniile grecești, și a descoperit o cantitate foarte mare de amfore, de vase grecești și undeva 16.000 de monede vechi, din cele vechi timpuri. Această colecție a fost expusă în această casă și intrarea era de pe strada Bănulescu Budonii. În 1916, deci arheologul a murit în 1897, familia a mai menținut un timp muzeul, iar în 1916 a vândut această colecție. O parte din colecție a fost dusă în Muzeul Tauridii, cumpărate din Muzeul Tauridii, o parte dusă la Odessa, iar o parte din cărți din această bibliotecă a ajuns la biblioteca din Universitatea din Iași. Multe edificii de pe această stradă au fost case particulare, construite de familii bogate. La repartizarea loturilor de casă, primăria a pus condiția ca persoanele care cumpără aici pământ să dispună de anumite fonduri pentru zidirea caselor cu un nivel sau două niveluri. În această parte a orașului am avut oaspeți foarte importanți. Să zicem, în 1818 aici a fost împăratul Alexandru I și s-a plimbat prin grădina publică, actuală Ștefan cel Mare, și a rămas foarte profund impresionat că este o grădină fără stăpân. După plecarea împăratului s-a decis ca orașul să aibă grijă de această grădină și să facă un parc veritabil. Ce s-a întâmplat și avem astăzi o grădină publică foarte frumoasă. Tot în această parte a orașului a fost în vizită Nicolae Iorga și a descris deci, și strada Bănuiesc Budonii, un segment care l-a vizitat și clădirea în care s-a oprit, pentru că el s-a oprit în hotelul Suiz. Tot aici s-a oprit mai multe rânduri Constantin Sterii. Începând cu anul 1906, el s-a oprit în hotelul Suiz, pentru că el vinea la Chișinău în cazul lui Calmuschi, în care el era avocat. În linii mari, putem spune că tot de această stradă este legată toată istoria personalității Chișinăului. Deci, la seminarul teologic am văzut toți fruntașii Basarabiei. Ion Inculeț, Pan Halipa, Ion Pelivan, metropolitul Gurii Grosu. Tot aici a fost profesori în diferite timpuri. Nichifor Crainic, Gala Galaction, Ioan Savin și alții. Îmi pare bine că istoria se repete și această stradă și-a recapitat numele ei din metropolitul Gabriel Bănescu Bodone, care, în fond, a fost unul din titorii noului Chișinău. Un fapt interesant este prima stradă din oraș care, la sfârșitul secolului XIX, a fost asfaltată. Actualmente ea măsoară 1 km și 750 de metri.